Da? Cine este? Cine ai zis că este? Nu se aude. A venit asta cu pepenele. Da? Da? Mamă, te înjur, bote. Cine e? Mota. Cine era lui? Cum cine era? Ești pe live. Ce faci, dragă? Ai venit? M-au auzit tu, doamna Gabriela? Ai venit cu daruri multe. Da. Wow, draga mea. Am adus cel mai dulce pepene din piață. Așa, vreau să-mi spui povestea acestui pepene. Doamnele de acolo a spus să vii să cumperi pepene. A zis că tu ești bărbatul, nu eu, că de ce m-ai trimis să cumpăr pepene? Și ai ținut cont de sfatul lui Dana Budeanu să nu iei pepenele? Vai, dă să gust. Tai fă! Du-te, naibii, de când ți-ai pus dinți noi, muști altfel. Ia! Doamne, cât de dulce e! Mamă, iubie, bombă! Mă pricep la pepene mai bine decât Claudia, fii sincer. Da. Aia, fii sincer. Aia mi-a adus pepene cu ciocolă frită. Cum e? Bombă. E petrecere pe cerul gurii, că nu mai pot de sete. Vreau să-mi povestești cu pepene ăsta ce s-a întâmplat. Bea Părece, bună, bună, bună! Zi! Am ajuns la doamnele de la piață. Așa. Unde a pus Claudia Castronu? Cred că pe aici, uite, acolo sus. Așa. Și m-au recunoscut doamnele. Așa. Și m-au întrebat de tine. Așa. Și am zis că pepenele ăsta e pentru tine, că dacă nu e bun, mi-l dai în cap. Mor! Și a zis, stai, stai, mamă, să-ți fac... Zic, cum se numește când îl tai așa, să-l... Zi bote, că nu mai îmi vine. Ce nu-ți vine, dragă? Uite ce a făcut acum, de-a luat moțul. Vai, iubi, dar să mură, mi-a consumat jumătate de pepene ca să fac o dăla. Adevărat. Auzi? Dar vreau să-ți spun dacă ai ținut cont de sfatul Dana Budeanu să nu iei pepenele mare, că nu putem să-l băgăm în frigider. Păi pepenele nu se ține în frigider, nu știi? Nu, dar unde? În mașina de spălat. Da, să-l ții tu în mașina de spălat, nebuno! Ia, hai, să te văd. Cuțitul, unde e cuțitul? Să văd cum tai pepenele. Nu știu ce face Claudia asta unde le bagă pe toate. Nu e bună de nimic, Claudia. Păi trebuie să faci aici serviciu. Și ce-ai cumpărat, gheață? Da, să-l răcim. Vezi, fă gheața și pune în castron cât tai eu pepenele. Așa, gheață. Ce-i mai tare? Adob, să vedem, Raul, dacă reușește să-l ia. Adob se zice, vezi? Să nu mai știam cum se zice. Ia să vedem, te pricep la lucru. Normal. Ce întrebare are? Crezi că e Claudia, stoica, care... Raluca, dar parcă de ce ai pus funul dacă îl stai pe lângă fun? Nu te spăla. Păi nu, stai un pic. Mamă, ia uite cum e. Pentru că pe ea trebuie să tai pe fund, da? Așa. Auzi, dar spune de ce tai pe fund, așa, pe fund, da? Știi că vreau să nu faci ca Claudia stoica, da? Adică? Să-l arunci pe jos, pe jos, pe jos! Păi, hai, pune ca să mai pun gheață. Mă crezi Claudia stoica pe mine? Așa, ca să pun gheața peste el. Mamă, cum arată, frățiuel. Mamă. Frățiuel. Cât de dulce este. Bună, bună, i-a făcut dop, se zice. Dop, fă. Dop, așa. Claudio, treci, Claudio. Ia uite ce te așteaptă aici. Dop, că ziceam cum se zice când... Așa și cu gheață. Îl tai așa. Pepelele se spală, cică înainte, iubi, bagă la spălat. Așa a zis? Eu nu mai am răbdare. Lasă-l, drag, de la țară mâncam de pe jos și de din copaci direct, nu mai spălam nimic. Dacă tu mâncai din copaci direct, e problema ta. Te rog frumos să-l speli, îmi pare, I'm sorry. Tu mâncai de pe jos din gunoi. Eu mâncam de pe jos, eu recunosc. Păi nu mai pot să-l spăl acum, că am tăiat pepenele și intră apă în el. Mor! Hai, lasă, că nu mor. Ușor! Ce-i, dragă? Am vrut să te speri. Ce bine arată pepenele. Nu te-ai trezit din veție? Cum să nu, vai? Mamă, dar ce bine arată, ia uite. Vai, Leo, vai, Leo, maică. Vai. Adică Claudia este proastă. Întreabă cineva. Ea întreabă, mă, dacă e cocoșată. Adică, aveți și shake nutritiv de la Herbalife, da?
E acolo. Ce-a zis? Spală-te pe mâini. Te-ai spălat pe mâini? Da, când am intrat în casă. Când că ai intrat pe live? Treci la baie nesimțit-o. Ale pui! Apoi sunt pantofii ăștia, mă. O, fă, că mi-ai dat în, mi-ai dat în copii. Nebună. Mi s-a întâmplat. Îți dau cu reveneală. Spală-te. Uite, cu săpun. Așa, cu săpun mâna pe tine. Săpun mâna pe tine. Vai, iubita, ce cură ai făcut. Săpun. Ia uite și unde a aruncat nebuna pantofii. Doamne, ferească-mă, sfântă. Alu Claudia, mă, sunt, că a făcut poze. Mamă, dar ce mi-ai dat direct în copii. Nu-i sănătoasă, fă câteodată. Sper că se uită mama ta pe live, că a întrebat, da, pe fata mea n-o băgați în live. Păi așa e. Păi dacă nu vii, și cum vrei să te bag în live? Hai să mai punem în ceva. Zici că ești, nu mai voi mâncați, vreau și o trimitere și nouă la Galați. Ce urât vă, Claudia, că ce urât vorbiți când nu sunt acolo. Mor. Da, mă. Ia uite, uite aici mai sunt, uite. Ralu, vezi că te sparg. Vezi, fă, că ți-a aruncat cu pantofi, ia uite. Ai dat cu pantofii mei, mor. Mama, ia uite cum arată pepenul ăsta cu gheață, ferească de Dumnezeu, așa ceva. Ia uite. Mamă, îmi place ăsta de aici, ia uite. Fă, dar mai lasă și mie. Cocoșelul îți place ție, fă, ca mic cocoșelul, nu te spăra. Ești nebună, nu cred, să pui copilul pe ea. Ce-ți mai place să stai la spate? Bine, i-ai zis că nu s-a spălat. Na, că ai pus-o la aici. Ia uite ce bine arată pepenele. Gata, ne ajunge ăsta, jumătate băgăm în... Hai să mâncăm repede, că vine Claudia. Haide. Și dacă vine să taie singură. Crezi că știe să nu taie știe. Păi, dar unde fată știe? Nu mi-a dat tot pepenele pe jos. Ce să știe? Un căcat. N-are ce să știe. Așteaptă la Luca să ne așezăm și noi la masă ca oamenii. Hai să-l băgăm frigider, da? Așa, fă curățenia la locul de muncă. Stai să bag gheața la congelator. Stai să băgăm gheața la congelator. Că n-am spălat pepenele și-l bag în frigider. Filmează-mă! Și că filmează-mă! Cu acțiunul speli, fă? Nu, că deja cu apă să dăm. Da? Încape sau trebuie să scot draftul din frigider? Stai că vedem acum. Cel mai bun pepene acela mâncat cu lingura stând în pat. Îți place cocoșelul, Raluca? Dă-mi și mie în Italia. Eu îi dădeam în cap cu pantofii, mor. Ia să vedem. Intră? Da. Abia să se răcească. Bravo! Ai blocat live-ul. Cum să blochezi live-ul? Ia uite cum arată. Ai făcut rețenirea, Luca, așa. Șterge, spală. Așa, ca să o pun și pe Claudia după aia, știi? Așa, ia uite cum arată pepenele, frățiuri. Ia uite, mamă, ia uite-l. Mamă, iubi, cum arată. E bombă. Bom. Pricep la pepene, da? Deci fii sincer. Și acum se răcește cu gheața asta. De ceva de vis. Fii sincer, mă, pricep la pepene? Și că Claudia predă ore de îndămânare? Aprobarea Luca cu coșelul? Numai că l-am văzut, nici n-am mai gustat când mi-a arătat. Bună! Când mi-a arătat doamna de la piață. Așa. Mi-am dat seama că este bun, nici n-am mai gustat. Răzvan, tu te-ai spălat pe mâini, pe normal, eu nu eram acasă. Alo? Pantofii mei sunt șocată? Cine? Claudia. E șocată cum ai aruncat cu pantofii ei, fă, de la Lobutan. Nu sunt, Philip Lai. Oh, mai scumpi. Și chiuveta, te rog frumos, o speli. Da, pe chiar voiam să te întreb, nu și filmează, ce ai spălat aici? Ce ai mâncat? Cereale? Ce ai mâncat? Claudia, lasă mizerie. Claudia, nu? Da. Raluca, îmi place mult, o familie frumoasă păreți să aveți, poftă bună. Loc, mâncare în frigider, pune o folie, salut copii. Bate vântul frigiderul tău, fă. Păi fă! O am pe doamna Elena care gătește aici, la ce să-mi iau mâncare să gătesc eu? Și că așteptați-o pe Claudia, e, două, mai așteaptă cu o tea spătară. Cine mai așteaptă pe Claudia că murim de poftă? Nu mai pot. Ia și două furculițe. Da, Neața brânză mergea, da, adevărat. Claudio, ia brânză de la magazin, Claudio, că ești pe live. Unde ai furculițe? Claudia, mai ești pe live să ieși tu puțină brânză de la magazin, fă! Ce-ai zis? Spune Claudiei că aia sigur nu ne ia brânză. Merge cu puțină brânză, da, iubi. Merge. Claudia, abia aștept să-i prind pantofii direct pe geam, îi arunc. Mor, pără, Claudia. Auzi aici, Claudio, ia brânză de la magazin. Iubi, ai folie să punem peste pepene? N-am fă de unde vrei atâtea. Lăsați-o pe Claudia în pace. Femeia asta, folie pune de-a spălat pepene. Păi poftă nu, mare, bună. Nu are. Nu am, nu am, stai. Nu am. Stai,
curățenie aici. Da, hai să faci curățenie. Ai băut cafea cu Claudia și nici cana nu și-a spălat. Care e cafeaua Claudia? Asta. Și astea ta mai bei? Nu. Dar ce faci, draga mea? Faci curățenie? Păi da, că văd că prietena ta, Claudia Stoica, vine la tine doar în vizită. Adevărat, să știi că nu face nimic, Claudia, iubi. Bine că ai ieșit de pe live sau să ia brânză, ca să pot să-ți spun ce mă deranjează la ea. Vine, iubi, vine, bea cafea, nu cumpără un pachet de cafea. Nici nu bea cafea, o strică. Nu face curățenie, nu face nimic. Iubirea mea, uite cum faci tu acum. Eu de-aia te iubesc pe tine mai mult. Bine că ea nu ne aude acum, dar tu ești cea mai bună prietena mea. Eu pe tine te iubesc mai mult, iubirea mea. Nu pe Claudia Stoica. Ca să știi. Doamne, la tine țin cel mai mult, iubirea mea. Ai grijă de ochelari aici de la Gucci, că alții nu o să mai ai parte. De ce, iubi? Dar aici ștergem și noi? Uite, vezi, iubi, cum mă lasă Claudia? Dar n-am ce să fac, că dacă e vecina mea aici, ce să fac, iubi? Nu pot să filmez, iubi. Mi-e rușine. Ai văzut, Claudia nu face nimic? Nu face, nu? Hai, ridică castronul. Uite și asta, du-i cana. Castronul ăla. Du-i cana, iubi. Du-i cana, iubi, că nu face nimic, ca tu vezi? Spune ceva de Herbalife, ai praf de slăbit sau nu? Da. Bună, mișto apartamentul vostru. Ridică castronul cu pepene. Da, te rog, nu-mi da un pepene, fă. Cu soluție. Așa, iubirea mea, șterge iubirea mea. Bravo, iubirea mea. Uite, Claudia nu face nimic, mă, iubita mea. Deci știu că nu face, dragă. Deci nimica nu face, absolut nimic nu face. Vine, mănâncă ca la hotel, știi? Da, ca iubi. La restaurant. Dar n-am ce să-i zic, iubi, că mai am nevoie să mă mai ducă cu mașina acolo, coace. Bine că ea n-aude acum, știi? Să nu mă spui, nu? Da, lui Claudia. Îți dai seama. Să nu mă spui lui Claudia. Nu, iubirea mea. Să nu, ci că te spunem lui Claudia. Nebunule, mergi la două capete. Așa, iubirea mea, Claudia nu face absolut nimic în casa asta. Vine, așa. Probează, face, drege. Uite cum și-a lăsat pantofii acolo. Și nu poți să-i zic nimic, iubi, că știi că se supără. Da, se exorcizează. E supărăcioasă. Da, nu mai bea apă cu pepene, că te cași pe tine. Eu zic, păi? Păi, dar n-am cum, că mi-e mesete. Dar, iubi, dar tu bei apă de la frigider? Da, mesete. Turnătorule, ci că mor. Mă, nu mai face diferență între ele două, că sunt adorabile. Spune Ira Luca-i copul pe Orlando. Orlando? Te spunem, te otrăvește. Crezi că a venit, nu cred, iubi. O fi cumpărat brânză? Vrei și tu apă? Ți-aduc nu, iubi, nu vreau. Hai că nu pot să mănânc fără tine. Răzvan Botezatu, ești cel mai bravo, da. Deci, iubirea mea, deci, să-ți povestesc acum. Deci, fii atent. Îmi spune în fiecare dimineață. Claudia. Asta cine a mâncat mai aici și a lăsat mâncarea? Iubi, Claudia a mâncat. Alune, uite ce-i pe aici. Claudia mănâncă, iubi, uite, vine, mănâncă, nici măcar masa nu și-o strânge, iubi, nu mai pot cu ea. Nimic nu face. Jur. Eu cred că tu ai mâncat nesimțitul. Nu, iubirea mea, ea a venit și a mâncat. Eram în casa armale, iubi, și nici măcar n-a făcut curățenie. Hai că vreau să șterg pe aici pe jos, să-ți fac curățenie. Păi, iubi, ar trebui, iubi, că vezi, că sunt și eu amărât, iubi, sunt bolnav în prizon. Trebuie să iau, unde dai m-am pus suportul ăla? Că nu văd. Îl vezi pe undeva? Suportul, iubi? Nu e, mă, suportul ăsta. Unde naiba l-ai fi pus? Îl vezi pe undeva? Nu. Uite-l aici. Gata. Ia fi atentă. Să-l pun așa. Deci, iubi, deci fii atentă că trebuie să pun asta să ne vedem mai bine. Stai că am pus mâna pe ea. Am camera asta șmecheră, știi? Și ne vedem mai bine. Așa. Da, iubi, și că acum nu ne aude nimeni. Deci nu știu ce să mai fac cu Claudia. Trebuie să vorbești tu cu ea, că dacă vine și stă pe aici, să facă și ea curățenie, iubi. Să te iei de ea când vine. Adevărat. Să zici, fă, dar tu nu faci nimic. Uite-te ce-i pe aici, mizerie. Nu e normal, iubi, numai eu fac. Ea vine, face baie, că consumă curentul, apa. Stă cu craci în sus? Stă cu craci în sus, nimic nu face. Aduce tanti Elena mâncare, ea nu face nimica, nici măcar masa nu se strânge. Nu e normal, iubi. Dar ce să-i zic? Că după aceea nu mai vine pe aici. Dar mai bine zi tu, că tu oricum nu prea vii pe aici. Uite ce zice, mult mai minți. Iubi, mai bine fii atentă. Să te audă Claudia, îți pune brânză în cap când vine. Nu, că n-aude Claudia, voi nu spuneți nimic. Iubi, dar îi spui tu lui Claudia cât de ne simți. Și că Botea a mâncat sărățele, care primituri pe tricou. Nu e adevărat.
Claudia a mâncat și nu le-a strâns. Iubi, de ce spui tu lui Claudia? Pentru că tu nu prea vii pe aici, iubi, știi? Și pe tine nu se supără. Dar eu aici rămân vecin cu ea, iubi. Ce crace are? Cine? Eu. Ce și-a făcut? Ai mătreață pe alea la ochi? Știu că vine Claudia, nu-i deschide, mă. Mor! M-am mânecat. Asta sare pe geam. În casă. Da, Doamne, dar cum e pe... Mă spună, fă-mi cafea, fă-mi de-aia, fă-mi de-aia, fă-mi de-aia și-mi face nimic, iubit. Urât din partea s-a pus și ea să taie peperele și l-a dat-o pe jos. Ba spune, când ajungi la euforie, nu știu când ajung la euforie, Florin, sunteți cei mai tari, îmi place de voi de mor, încercați cu mentă. Cu mentă? Amara, Luca. Nu mai iubi, dar eu nu pot să mănânc aici, mă duc. Unde ai aspiratorul? Cum adică nu pot să mănânc aici? Păi să te iei de Claudia, iubi, că nu face nimica. Absolut nimic nu face. E normal? E șifonier. E bătaie de joc, Claudia? Ce bătaie? Fă, iei bătaie de la Claudia, vote. S-a enervat, Luca face curățenie, Luca acum. Cică îmbărligătorule? Deci, vă rog frumos. Ai auzit, iubi, cică îmbărligătorule? Mor. Stai așa. Ridică-ți picioarele. Da, iubirea mea. Hai și mai lăsăm puțin peperele să zi. Unde-i mă aia? Mai lăsăm puțin pepenele, iubi. Doamne, ce e aici în casă la ăsta? Hai, iubi, că dacă eu am făcut, dacă Claudia vine... Dă-te aici, că trebuie să fie. Să te iei. Vezi? Ia, numai acolo stă ea. Numai acolo stă, iubi. Acolo stă, acolo mănâncă și nimic nu face, vezi? Vezi, iubi? Doamne! Florin, dau drumul la site în câteva zile și o să poți să comanzi direct pe site. Bote, pâine și brânză. Aștept să vină Claudia cu brânză. Bine că nu e pe live să ne audă, iubi. Doamne, nu iubi, am mâncat alune, am mâncat sărățele, am mâncat de toate. Nimic nu face fata asta în casa asta, jur că nimic nu face. E normal? Zi tu dacă e normal. Uite și tu, se poate așa ceva? Doamne. Zi și tu, iubi. Că eu ce să mai zic? Eu ce să mai zic? Că eu fac în fiecare zi curățenie, dar mai am și eu treburile mele. Eu muncesc, maică. Nu e chiar atât de ușor să fii. Bravo, iubirea mea! Doamne, te iubesc de mor! Nu, iubi, eu vreau și eu să fiu și eu alintat, iubirea mea. Claudia mă muncește în fiecare zi. Ai înțeles? Ce bătaie vă las de la Claudia, cică mor! Faci așa ca să-ți facă curarea, Luca! Ai auzit, vă, mor! Și că faci așa să-ți facă curadra, Luca. Te bate cu cablu de la aspirator. Tu ai făcut toată mizeria, ce minți. Mamă, ce e pe jos. Ai că nu e, Claudia a făcut mizerie. Fă, nu mai face râcă între ele. Mor. De ce mi-s răzbat? Dar nu mint, voi știți foarte bine. Claudia vine aproape în fiecare zi și nu face nimic. Absolut, vine, mănâncă, face baie, îmi consumă apa, îmi consumă toate alea și nu face absolut. Fă, nu mi-arunca eticheta cu dăscu reveneală, fă. Numai brânză îți dă Claudia dacă află ce spui despre ea. Ajută și tu la curățenie. Ai scuturat pătura peste bolul cu lubeniță. Nu, am scuturat din partea aia. Ați văzut prost. După ce o terorizezi de câte ori vine la tine, acum o și bârfești, produitorule. Și că ce s-a întâmplat acum în serie, să vezi ce pățești tu când vine Claudia, sunteți adorabili. Mor! Ai auzit, băi? Iubi, să scuter și pe pătura aia, că a stat Claudia și pe pătura cealaltă. Iubi, să scuter și pătura aia, că și pe pătura aia a dormit pe partea aia, Claudia. Și că l-ai trecut pe Pinocchio. Ai auzit, bă? Claudia! Iubi, habar nu ai, ci că e la dietă, dar vine și mănâncă pe ascuns la mine, iubi. Mănâncă ciocolată, mănâncă de toate. Zici și tu, e normal așa ceva? Îți pune brânză în chiloț, să pleacă degeaba. Acolo și-a lăsat budigăi, Claudia. Ai văzut? Uite, ai văzut? Unde și-a lăsat budigăi? Ai văzut? Iubi, vezi? Uite, budigăi, Claudia. Da? Da, ai văzut, Raluca? Am văzut, acum te cred pe tine, n-am mai cred pe Claudia. Ai văzut, iubirea mea?
O iubesc pe Claudia Stoica. Îți spune Clau Brânză Guler. Bombardierule, pune mâna la treabă, bote, nu sta cu lăbuța în sân. Mor. Auzi, acum ai, că n-am unde să scuturi pe geam, că ai pus plasa. Cum iubi să scuturi pe geam? Pe geam eu. Că ești ca la țară, scuturi pe geam. Al naibii, dai vina pe săraca fată. Nu e adevărat că eu sunt un nevinovat și că profit de fată. Cum aș putea să fac așa ceva? Bravo, fetele, vă ador pe toți trei. Așa, Răzvan, o să-ți crească nasul mare. Nu, de ce să-mi crească nasul mare? Toată vina pe Claudia, fă nebună. Dacă Claudia ar mânca atât, ar fi cătușa. Cred că tu ești cătușa. Îți pune brânză în cap, Claudia. Ești foarte frumoasă, ești de jale rău. Așa, iubirea mea, că ea stă pe canapea. Eu nu stau pe canapea, eu stau pe scaun. E gurmandă. Tu mănânci toată ziua și dai vina pe fete. Eu nu mănânc, ele mănâncă. Aș vrea să te văd când vine Claudia, ce o să-i răspunzi, o să te întrebe. Cine a mâncat aici? Claudia, iubi. Aici, pe masă? Claudia, da. Doamne. Iubi, că ea nu poate să mănânce la masa mică și ea nu poate să mănânce la masa mică și a mâncat acolo. Ai înțeles? Paharul e tot al ei. Toate sunt ale ei, iubi. Ai înțeles? Claudia, dacă vezi acest video, să știi că eu te iubesc, mor. Ce faci, botezatul? Lucrează și tu și dă cu aspiratorul. Botezatule, mult vorbești rău ca o femeie. Așa se întâmplă mereu și la noi în casă. Eu fac totul, iar soțul se odihnește. Măi, simpaticilor, vă pup, scutură pătura pe geam, fă, mor. Păi are plasă, se explică. Nu, dragă, cum să scutur pătura pe geam? Deci că tu stai sub canapea, să înțelegem? Mor! Poate te bat amândouă. Ei, nu mai mult ca tine, mor. Ești bine? Da. O să-ți facă masă cu brânză când vine Claudia. Ai auzit, iubirea mea? Da, iubirea. Vezi, iubirea mea, când o să vină Claudia, să zică, mamă, dar ce curățenie. Iubi, dar odată n-a dat cu aspiratorul, să mor eu. N-a dat. E a treia oară când dai tu iubirea mea cu aspiratorul aici, a treia oară. E normal? Ce fată vrenică are nea Nicu. Mor! Cine a scris așa? Paula Dragnea. Claudia a mâncat peste tot. Ea mănâncă și tu te caci cu vina asta. Mor! Ce că ea mănâncă și eu mă cac. Nu mai stai, ajută fata. Nu cred doar Claudia mănâncă. Sunteți fenomenale, am leșinat. Botezatul arată... Vai, Claudia, nu cred că ai făcut asta. Vai, ce mă... Bă, iubi, ai dat brânza toată pe jos. Nu e normal așa ceva, m-am și speriat. Uite ce m-ai făcut-o de brânză. Ai, mă, iubi, că eu am băgat aspiratorul. Vai, deci n-ai... Iubirea mea, dar de ce zici așa deci, ceva? Deci, uite ce tremur de nervi. Dar de ce? Din cauza ta, scârbă, că am stat pe tot live-ul. Mi-am... Uite ce mi-am făcut și la ăsta. Dar de ce, iubirea mea? Ce-am zis eu? Iubi, uite ce-am făcut. Băi, de ce a făcut? Eu cum mai mănânc brânză? Spală-o, iubi, că eu mănânc așa. Că oricum ai făcut curățenie. Claudia, dar... Nici n-am apucat să-și pierde cap. Dar ce... Deci n-ai cum... Să-ți dau o bucată să-ți o pun în cap. De m-a speriat că ai intrat pe ușă direct. Nu știam ce e cu mie. Iubi, spală brânza. Eu nu spală, cum să speli brânza. O arunci? Păi ai dat mult pe ea, iubi? De... Vai, de sunt plin de brânză. N-ai cum așa ceva. Nu ai dat cu mâna. Deci n-ai cum așa ceva. Deci la Luca e plină de spume. Dar de ce te-ai enervat, iubirea mea? De mincinos ce ești. Dar ce am mințit eu, iubirea mea? Și nu e adevărat. Și acolo și eu stau și iubirea și mea, dar nu este adevărat. Ce dracu mănâncă, mă, sărățele, că nici nu mai știu ce gustau. Iubirea mea, dar n-am zis eu așa ceva. Cum, mă? Raluca a zis, n-am zis eu. Și asta, păi, nu-ți mai iau niciodată apărarea. Niciodată nu-ți mai iau apărarea, Raluca Dumitru, să de acum ce zice? Zic, da, așa e. Așa ai zis, Raluca. Nu-ți mai iau apărarea. Nu-ți mai iau apărarea niciodată. Stai tu cu minte. Dar cum a ții cu ăsta? Că văd că și tu ții cu el, că doar îl știi. Cum, Claudia Stoica? Eu asta am zis pe filmare. Și n-ai văzut cum făcea? Nu, fătul întărătai. Face Claudia așa. Așa este, iubi, eu susțin pe Claudia, tu mă întărătai. Aude, hai să plecăm, Claudia, să-și facă singur curățenie. Nu plec fără
el, ia așa cu pasta. Eu de la tine nu mă așteptam, de la ăsta mă așteptam, dar de la tine nu mă așteptam. Stai tu cu minte. Stai că vezi tu. Da, iubi, nu știu ce să zic, dar are dreptate Claudia că m-a întărătat, iubi. Iubi, unde-i cârtie? E la tine? A, eu te-am întărătat? Da, iubirea mea, tu m-ai întărătat. Da, da. Bagă-te în duș, ce-i acolo, frate? E nebunie, ce-i acolo, frate? Ce iubirea mea? Păi schimba apa. Claudia, faci să se teche ca lumea sau ce facem? Stai, iubi, să iau brânza asta de aici și după aia îmi dau sus. Schimba apa, cât șterg praful. Vai leu, dar alunec peste tot. Da, iubi, deci Raluca m-a întărătat, să știi. Păi da, ea te-a întărătat. Știți, ia că Claudia, ție... Așa este, Raluca? Așa bun? Păi sincer, ai zis că tu nu te pricep la pepene. Ai spus așa? Păi eu am zis așa, dar tu nu întărătai pe ăsta. Păi ce legătură ai întărătarea cu nu te pricep tu să iei pepene? Zi! Că ce crezi că eu sunt ca și Claudia? Sunt eu ca și Claudia? Eu știu să tai pepene. Păi așa... Dar nu-ți mai iau niciodată apărarea, că știu ce zice ăsta, le tine numai rele. Cum, iubi, eu zic eu numai rele? Eu nu zic iubirea mea, eu vă iubesc pe amândouă în mod egal. Cred că până la urmă pot să ne certăm cu tine. Auzi, și că fără el ai fi mort între două, nu te plouă, dar nici bine nu ție. Fă ce ai făcut cu fetele, imediat se iau de păr amândouă. Bravo, Claudița mea, mi-a fost doar de... Tu mi-a deștept mobila, pronto. Gata, iubirea mea, ți-aduc acum. Vrei să ștergi și mobila? Poftim, da. Băi, Leo, s-a dus dracu. Stai că alunecat în baie. Mă dădăm și mie plonte, te rog. Stai. Ia. Ia, iubirea mea. Ia, te rog. De când ai mai șterg praful pe aici? Claudia, iubii, ți-am zis că ea nu face nimic. Ce când vine faci, la mine. Mă? Cum, Claudia, mă? Ce, iubirea mea? Ce faci, Aluca, mi-a apărat? Te-ai răzgândit? Dar nu mai merge prontul ăsta. L-ai stricat? Ia vezi. Apa, închide-l, ia. Yeah. Ia. Ia ține. Ține puțin. Nu mai trebuie să cadă pe ăla, iubi. Cade? Aaa, s-a stricat, mă. Dar că și cum fac acum cu ăsta? A, ți-a rupt ăsta de aici, știi? Ce dracu vine ăsta? Cică, se ceartă, sunt superate, dar nu se opresc să-și facă curățenia. Bun. Iubi, acolo n-am aspirat, dar e cu brânză. Dar vezi, bote, că mai e unde l-a de făcut. Uite așa, direct. De șters praful, mi se pare. A, hai, gata, ține. Dar vezi că trebuie să pui ăla în, pe ăla, știi? Fă, dar stricați tot, mor, vai, mor, Claudia e cu sus, Claudia în jos. Dar de unde vii, Claudia, cu părul ăsta așa? Eu? Ce ai făcățăii? Ce îmbârligă fetele? Eu nu îmbârlig fetele niciodată. Eu nu îmbârlig fetele niciodată. Cele mai harnice fete din București. Așa. Uite că știi să dea cu mopul. Trebuie puțin să mai am să fie să iau brânza. Da, te rog. Așa. Dă-ți cu reveneală ca să fie. Ce-i făcut carababura aia la voi? Claudia l-a rupt. Sunteți tari, mor, vă ador. Fără zvare ai pus-o cu fetele. Mor. Păi de acele nu stau aici? Bine, mai mult Claudia, dar Claudia nu prea face. Ce faci, mă? De ce nu-i scârba dracului? Ce că scârba dracului? Vrei să cauți filmările în care mă filmai cum îți s-a scripa aici? Ci că tu îl trântești pe jos și spui că e la strică. Vai, praful ăsta se vede că nu e femeie în casă. Zi tu, Claudia. Așa praf? Uite! Așa praf? S-a uitat asta cu o față de nevinovat. Văd, Claudia, ce curățenie faci în casă. Văd! Mor, dai, dar noi ținem și geamurile deschise. La Bragadiru e mult praf. La Bragadiru e mult praf, iubi, într-adevăr. Claudia uita să-și dea Adidas și jos, dar nu sta Adidas, mă. Suntem în șosetuțe. În șosetuțe. Iubi, hai că mă... Hai să șterg canapeaua, că uite, a sărit brânză pe canapea. Păi, dar Claudia, îmbârligătorile, mor, să vină și la noi. Mor, măci, că să vină și la noi. Are sarmale în păr, Claudia. Când dai cu mopul, dai caloriile jos. Mor. Ia stai, bine. Aici. Bine, bine. M-am cimpedicat. Mă uit la voi și în reloare, sunteți extraordinar. Dar ce fete frumoase.
Făfuți, zi Claudia, bravo, bravo Claudia. Mulțumesc, mulțumesc. Vă le-ai pus la treabă, ce nebun, vă ador. Ce faci cu două Răzvane, mor? Nu mai fac nimic. Cele nu locuiesc aici? Nu locuiesc și ele aici? Noi nu locuim aici. Cum, iubi? Tu nu locuiești aici? Vai, ce curățenie, nu vine să cred. Răzvan, nu vreau vruna să se mărite, că eu vreau, sunt harnice fetele, bravo lor. Mopul are instrucții unde folosire, întreabă cineva. Nu mai postezi fenomenal, tu Răzvan nu mă dirijezi, cum te descurci cu două odată? Vai, mor, vă ador. Ce-ai făcut, făi? Păi da, pe bune, dacă asta e nebună. Cred că plătiți chiria în trei, de-aia o ardeți așa, mor. Ai pus-o mai mult, atac-o mult pe Claudia, că ți-o iei până la urmă. Băi, lăsați-o pe Ralucuța în pace. Salut, bă, te pune fetele să șteargă cu sânii pe podea. Auzi, fă ce zice unul. Are, mai sunt și de ăștia, săracii, cu visele bune. Astea imposibile. Nu, vise imposibile. Ce? Cum să ștergi, fă, cu sânii pe jos, că eu mor? Claudia, vină la noi la galas, că noi nu te punem la treabă, că te iubirea mai... Dar îmi place să fac curățenie. Păi ar trebui, dar nu prea-ți place, iubi. Nu-mi place. Uite-o pe Ralucuța ce harnică este. După ce fac, tor mâncărică. Între două nu te plou, dar nici mine nu ție, să nu ți-o iei, fă. Două fete frumoase și vrednice. Amândouă sunt frumoase și la fel de periculoase. Mor! Amândouă sunt frumoase și la fel de periculoase. Da, suntem? Întărâtă-i, drace, că și mie îmi place. Mor! Zice. Da, nu, că eu o iubesc și pe Raluca, o iubesc și pe Claudia. Am auzit, pe live am auzit, de când ce să nu spui că tu la magazin ascultai pe live. De la Bastam și până aici pe live am fost până în fața blocului, l-am oprit ca să n-auziți voi. Eu ți-am zis că vine Claudia, că așteptam. Mor! Și că sunt bombă fetele și Pepe l-ați uitat de el. Nu, lasă-l că se răcește. E superbă Raluca, Claudia e tare, cum fac să dau de ea? Mor! De asta este praf, că-ți place. Claudia, șterge cu mopul pe la botic. Bote ia cu brânză acum. Hai, fă la loft, gătite. Sunt carnice, fetele, vă iubesc și pe tine, frumoasă Claudia, cu sarmalele în cap. Pune mâna și ajută-le și tu. Ci că Raluca vine rar, dar și când vine dracii pe ea. Mormă. Ce funduleț frumos are Claudia. Fă, bagă și tu curățenie, exploatezi fetele Claudiei, bombă. Dacă știe să pune bizgudiuri în păr, trebuie să fie și harnică. Ce stil are să le pună la treabă. Brânza s-a dat draculoas cu pâine, nici pâine n-avem. Pepenele unde e, fă? Aici, pe masă. Pepenele e pe masă. Of, săracă, a auzit tot. Nu am mâncat eu așa ceva. Ce iubi? Nu știu ce gustau. Care iubi? Nu știu, Raluca a zis, iubi, că ai mână. Vreau să vă uitați cât apa a pus Claudia în găleata asta, de zici că apa e pe bani. Băi, Claudia. La chiar este pe bani, am zis. Băi, Claudia, acum să pui doar o cană cu apă? Nu, am pus o cană cu apă să ștergem pe jos, mă. Du-te, mă, Ralu, și mai... Da, dar trebuie, nu mai da acolo, că acolo stai, mai e brânză. Eu am pus atâta ca să iau brânza. Ce-ți place să refimezi bucile? Între două unii de plouă, dar și bine, trebuie să le dai recompensă, o cafea sau o limoncelă. Bă, n-ai venit să-mi dai tu mie ordine, că n-am terminat aici, stai cu minte. Că e o dată pe lună, nu, stai tu cu minte. Uite ce jerbi aici în casa asta, ia, bag astea la curat. Eu cu asta e șefa tuturor, nebună asta. Mormă. Astea ce sunt aici? Doamne. Vă ador. Bag astea, iubi, că eu nu știu. Ia uite, vă le... Bag astea, iubi. Cum vrei să le bag, iubi? Hai că te-ai lăsat chiloții la bote. Nu știu că vrei să-i lăsa la vecinul. Ce că ți-ai lăsat chiloții la bote? Era Luca, cum ai putut să pui hainele alea acolo, pe bure? Mor. Spune-i, fă, să-mi pune și mie bizgudiuri. Eu vă ascult pe boxe și fac un rabat piciorul când țipă una dintre... Și că când țipă una dintre ele, fac frec mai tare pe jos. Mor. Ce faci, Raluca, ai grijă cu dușul. Bă, te-ai trimit cașcaval din Olanda, mor. Face economie, nu zice asta că-i consuma apă. Pune-i mască la gură și trimit-o la pâine. Mor, au început amândouă, dar și foarte multe, foarte multe tergent. Leșin, mă, n-ai cum. Mă dor falcile de atâta râs. Ce-i cu geanta aia? Șterg aici, că și aici. Să pui și aici ăla. Vai, Clau. Unde e? Iubi, da,
Iubi, să știi că m-a terorizat. Bine că ai venit, iubirea mea, că m-a terorizat la Luca, iubi. Păi cred, nu vezi ce... Bine că ai venit, iubirea mea. Aici, zici că e șefa tuturor. Deci de ce n-ai venit, dragă, și ai făcut curățenie tu? Dacă dar tu ai impresia că tu e de când am făcut în ultima oară dar curățenie, că nu s-a mai făcut curățenie. Păi așa a apărut, tu vrei să nu mai scrumpe aici? Păi face, face doamna Angela fiecare zi curățenie. Nu contează ce ne face mie curățenie. Să nu faci două zile curățenie. Nu contează, fă cine îmi face mie curățenie. Vorbești tu de praf. Uite, am venit aici direct și am băgat asta. Vorbești tu de praf. Că nu puteam să mănânc. Am văzut mizeria aia aici în casă. Știi că ăsta e bărbat și na, nu știe să... Bărbat, ai mai multă energie, fă că ți-ți face măta. Noi ne facem singuri. Vezi, poate să uite doamna Angela pe ăla. Nu știu pe doamna Mariana. Păi nu am nevoie. Ce vezi că te-au dat Mariana, că o fac singură. Doamna Angela, ai zis că mai mie șervețelul ăla, că nici scaunele astea nu le aștept. Dă-mi și mie șervețel, bote. Care iubi, că nu știu de unde, nu mă băgați. Nu mă băgați pe mine. Miriam, dracu, stai că te iau acum. Hai că mă pun aici pe canapea să nu vă deranjez. Iubirile mele, dragele mele, mamă, n-aș reuși să stau acolo. Fetelor, băgați-l pe Bote la treabă că bagă numai zăzane, nu-i adevărat. La urmă vă împăcați și mâncați împreună. Doamne, să salvez live-ul, ci că mor. Leșin. Mai am fost baterie? Ia să văd. Mai am. Ce rău ești, le dai numai focuri. Doamne, Claudia, numai urât a vorbit Raluca despre tine până să vii, iubirea mea. M-a... Am auzit pe Lex. Nu a vorbit, doar te întărâta. Mor. Doar te întărâta, nu vorbea. Te întărâta pe tine. De cele două se cearcă făcând curățenie la tine acasă, mor. Vai, cum vorbesc între ele, parcă se iubeau mai devreme. Ai brânză pe picioare. Eu, Claudia, ai brânză pe picioare. Raluca vrednică rău. Noroc cu pandemia, altfel erau la coafor, nu acasă să facă curățenie. Vă doresc tot binele din lume, sunteți nebune toate trei și faceți să râdă o întreagă Românie. Răzvane, băgași pe dracu în... Băgași pe dracu, nu știam. Trebuie să te curețești și pe tine, că ești plin de brânză. Ia uite, Claudia, sunt plin de brânză, au dreptate. Eu fă nu tu. Intră în duș imediat, că am șters canapea cu pronto, nenorocitule. Intră în duș, că noi facem curățenie și faci mizerie, nu? Morfin, ia dracu să fii, că m-ai umplut de brânză, fă. Nu mai puteam brânză și în cur. Stai să mă șterg. Brânză și în cur. Stai așa, gata, m-a spălat. Nu știam de eu, am crezut că spuneți de Claudia. Care brânză ea? Nu cam eu. Mai poți, Clau? Eu da. Mai poți, Raluca? Clau mai are puțin joia. Raluca dă la afară că s-a pus plin de brânză pe canapea. Vă iubesc, sunteți nebun, vă ador. Bote-i brânză pe picioare, gata, m-am spălat. Bă, nebune, dar ce-ți mai place? Nu apă, să te lingă pe picior. Doamne, ferește. Așa trebuie dacă vorbești urât de fete. Da, ele de ce fac curat acum? Ce au de câștigat din toate astea? Peste tot, păi cum a... Păi și cine e de vină, iubi? Trebuie să fie curățenie în casă, dar păi eu o fac, iubi, dar dacă toată lumea vine și nu face nimic, nu pot să fac singur să le țin pe toate. Mă doare capul dacă stau în mizerie. Toată lumea vine și stă degeaba, nu? Eu stau degeaba când vii la tine, nu? Aveți, îl vezi, Claudia, uite, el așa... Păi, de... iubi, deci de fiecare dată când vin, șterg masa, pentru că el când strumează peste tot, zici că asta e strumiera. Își bea 5 cafele și pune pe masa aia. Am văzut și caloriferul. Caloriferul era plin de cafea. Aia, Claudia, iubi. Ia, eu ce-am făcut eu cu cafea? Tu ai dat. Vai, ce fai sunteți, mă, măruța, te pup. Hai, auzi? Iubi, Claudia bea cafea acolo. Iubi, că... Știi că ea face așa mereu. Dacă mai văd o primitură când vin data viitoare... Asta e liniște, că și când mănâncă, peste tot. Iubi, tu mănânci. Ce hărnicuțe să nu le dea ochi. O chem pe Floricica, mor. Dă-ți cu reveneală. Leșin, cad jos. M-am lămurit cu tine, făiele, fac curaj, tu stai. Eu nu stau. Țin telefonul, ca să puteți să vedeți voi de ce vă luați de mine, aiurea. Câștigul e ca un prieten minunat. Ai văzut? Foarte minunat. Până acum a ciutat curat, că ai mai ciutat niciodată. De ce, iubirea mea? De ce? Păi, eu, iubi, dar ce-am făcut? Eu, de fapt, n-am venit nervoasă,
mai mult pe asta era în foc, că eu tot timpul iau apărarea când tu vorbești urât și încerci să mă, să vorbești urât, urât de ea. Așa. Și mai că am început să mă vâlbui, dracu. Să plină de spume. Spune-i, Raluca, că e cam figurantă. Mur. Sunt? Ia uite, iubirea mea. Și eu am defecte, ești obraznic, lasă fetele în pace. Bea 5 cafele pentru că are căni cu grămada gratis. Dacă mai au apă, dacă mai apă mult la parchetul ăla se umflă. Păi nici n-acum, e a doua oră când dăm, că primul a fost cu brânză. Da, dar n-a dat cu multă apă parile și Nestu le faci galerie. Voi sunteți belea. Ar trebui să facă și bă, fă bote, vin și eu la tine, vreau cu voi acolo zi de zi, Leșin. Leșin. Da, iubi, nu mă mișc de aici, de pe canapea. Uite, m-am întins pe canapea și nu fac nimic. Hai că prietenul nostru de ciocolată e live. Nu e frumos. Să vină și Dana Budeanu, cică. Mor. Tot pe sărăcuța de Claudia, dai vina că-ți face mizerie peste tot. Pune mâna și dă-i cu mopul, fă-i bote. Ai nimerit în gura fetelor. Vai de tine după ce spală pe jos să aștept să se usuce. Ai auzit? Cică, să aștept să se usuce. Mor. Hai că cu îmbăligătura o să-ți facă curat în casă. Mamă, ce posterior are. Dracu te ia dacă se pun amândouă pe tine. Adevărat. Adevărat. Mamă, Raluca, dar ai slăbit mult de tot. Slăbit? Puteți să urmăriți pe Raluca pe Instagram. Cum ești, fă? Raluca, underline, underline, Dumitru. Mai spar, fă. Underline, underline. Are bifă nesimțită asta. Are bifă albastră. Pe Claudia Stoica și pe mine, pe Răzvan Botezatul pe Instagram. Că acolo mai postăm nebunii și facem catrenul. Aoleu, dar ce-am obosit, iubi, nu mai pot. Dar ai obosit stând? Bai, dar sunt așa de obosit. Dar și-a schimbat. Dana Budeanu mai lipsea. Pot să vin și o să ajung, că sunt liberă până luna septembrie. Mor. Par. Păi, păi normal. Vai, dar ce obosit sunt, deci nu mai pot. Deci am obosit, deci îmi vine să mă cul. De la atâta treabă, deci nu mai pot. Sunt epuizat. Sunt te ridici din parc. Nu mă ridic, iubirea mea. Mă duc să bag aspiratorul în cameră. Ce faci, iubirea mea, în cameră? Nu. Aici trebuie la bucătărie. Vai, dar ce curat și ce frumos e iubirea mea acum. Deci nu vine să cred. Eu vreau să mănânc puțin pepene, că s-a răcit. Ca să nu curgă pe jos, că urla asta la mine. Mamă, cum s-a răcit pepenele ăsta. Vai, deci nu mai pot. Dai cu iau așa pe aici. Gata, Claudia? Așa, maică, așa, maică. Astea fiind care? Mai de la astea, de la arunca pe aici. Le împăturești pe toate, iubirea mea. Păi trebuie să le băgăm. Pune-le. Păi n-ai unde să le pui, acum că îi da drumul la mașină. Pune-le peste alea, iubi, pune-le peste alea, că vreau să fac curățenie. Am înțeles, să trăiți, nu mai urlați. Super, fetele, cum să se ridice din pat ce ai? Vă ador, obosite, dar frumoase. Ia, dă puțin telefonul. Ci că vreau, de ce? De ce? Ți-am făcut curățenie în dulap eu? Nu. Arată-le, ce e aici în dulap? Nu arată. Cum mă, ce e aici în dulap? Nu mă întorc ăsta, că nici nu știu să-l întorc. Deci am pus la dungă totul. Totul aranjat. Totul impecabil. Nu mai știu cum să întorc ăsta, măi. Cum întorc life-ul? Aici, iubim. A, nu mai vedeam. Totul impecabil. Ce e în dulap ăsta, Răzvan? Ce în dulapul ăsta? Ține, hai. Ce faci acum? Ai obosit? Da. Ți-am zis să nu te ridici din pat până nu se usucă asta pe parchet? Bote, nu? Ți-am zis, mă, să nu te ridici? Deci dacă vă vreo urmă pe parchet, cu limba dai. Du-te și filmează urmele. Deci că du-te și filmează urme. Mi-am adus aminte că am rufele în mașină, cred că stau de o oră acolo și așteaptă. Ai grijă să n-aluce fete, gospodine și hărnicuțe, du-te măi la masă și mănâncă, nu pe canapea. Vai de tine, te ajut pe-n bătaie aici.
Cele mai frumoase fete, vă iubesc. Iartă, Raluca, te-a prins. Dar chiar întreba cineva pe live, dar n-am citit mesajul, că dar n-a observat Raluca că a plecat botă de pe canapea. Te-a prins, bună. Unde e dunga? Care dungă? La ce dungă se referă, iubi? Nu știu la ce dungă. Tipic masculin. Nu e singurul. Dezastru. Mor. A, dungă de la șifonier, cred că. Aoleo, ce e în dulap. Vai, ce e aici. Au venit turcii la Plefna. Mor. Auzi, fă. E adevărat, te-am făcut curățenie. Te-am făcut impecabil în dulap. Vai, iubi. Ce faci, Claudia, acolo? La baie tu ai făcut mizerie, iubi. Da. Am făcut baie sexuală. Cum, iubi, odată? Mai gândește-te. De două ori. Ce faci, fata, te dezbraci? Și un tipou, uite, vezi că ai acolo, XS. Sau S. Ia sunt de acolo, ce vrei. Ia vezi, ce e ăla? Ia să te văd, dragă, să-ți dai cu reveneală. Vrei să-ți dai cu reveneală? Trupa de la camera 9, leșini, sunteți foarte carnice. Doamne, este cei mai tari, vă pup, fete frumoase. Bravo la fetițe. Ce faci, vai, Claudia, tu știi să faci curățenie în baie, iubi? Nu. De ce nu? N-am făcut niciodată. Da, iubi, perdeaua ta, așa. Vai, iubirea mea, deci n-ai cum, ce hărnicuță e ea, mă. Spune-i, dragă, să așeze patul, ok, nu așa, ia uzi, Raluca. Păi ea filmează patul, e bine? Da, iubi, e foarte bine, e foarte bine, iubirea mea, e ceva de vis. E ceva de sum... Cine ce-ți spălăca, dacă vreau viseară cu doar mai într-o facare? Ce-ai zis, iubirea mea? Te mai trezește și la Luca, vorbim. Mor. Cum reușești să le convingi să facă curat și să se și certe? Vezi, s-a prins și lumea de tine cât ești de periculos. Știe să facă treaba, la Luca, nu o trimis și la mine? Sunt bune de măritat că știu să facă curat. Băi, chiar sunt fetele. Sunt bombă, bombă. Ia uzi, Claudia. Că știți să faceți fă curățenie, sunteți bune de măritafă. Deci că eu nu m-am mărit. Ce ai zis, Claudia? Deci că eu nu m-am mărit. Nu? Nu. Mor. Bravo, iubirea mea. Vezi că sunt soluții acolo, sub ăla. Uite că Raluca e normal să spele doar cu apă cada? Nu, cu domestos. Du-te, iubi, și arată-i că nu știe. Iubi. Nu știe, nu? Du-te și, du-te și arată-i cu ce să dea. Du-te, iubi, că spală numai cu apă. Iubi, numai cu apă. Numai cu apă. Du-te, iubi, puțin la baie, că numai cu apă spală. Vino puțin. Dar ia-te de ea, dragă, tu nu poți să te ideea? Du-te tu, iubi, că eu știi că mi-e frică de ea. Du-te tu și spune. Du-te, iubi, tu și spune-i. Spală dar numai. Dar numai că vreau să fac păi, după aceea ce face? Rămâne cărta. Claudia, cărta. Dă cu domestor. Nu. Vezi, ghiuveta aia, că e plină de mizerie. Și de fond de ten, de-ai machiat și-a pus fondul pe ten. Da, m-am machiat cu ce tu? Pasta de dinți, de bote, mi-a bat pe ochi, de ce? Bravo, iubirea mea, tu ești cea mai talentată. Ce dulci și cu mințele, wow, 2059 de ochi. Dar tu de ce nu faci curat? Eu vreau pe Raluca. Des cu revenea la băpup din Spania, drăgușorile, nu mai supăra fetele, tare puturos mai ești. Să nu se mărite că după nu mai are cine să-ți facă curat. Mor? Când vin în țară, vă sun, fă, iubirile mele, mor. Ufanii, vă sună pe voi. Ai dat și cu domestos, iubi? Ce dulci. Mamă, dar ce pute. Vezi să nu se facă rău. Hai, iubire. Vai, și-a pus și șapca rap. Mor, mă, cu ea. Ia să te văd, Ralo. Ia să te văd, face față. Mor. Ce dulci și cu mințele, mor. Nu mai băga strâmbe bote. Mor. Că nu mai băga strâmbe bote. Săracele de ele, lasă, dragă, că nu sunt sărace. Ce, ele nu stau aici? Mor cu voi, sunteți super mai fericite și în România decât în Germania. Ai făcut o alegere bună. Curat murdar sezonul 5 și că... Curat murdar și emisiunea aia? Nu pot, iubi, că filmez. Deci vreau să zic că sunt frească, că ăștia. Aia. Dar ați consumat hârtia. Da, să cumpere altă. Întărâtă-i, drage, că și mie îmi place. Trimite-mi un tricou. Trimitem. Aoleu, Doamne, nu mai pot, am râs. Deci nu mai pot, mă dor fălcile. Fă de cât am râs, jur că mă dor fălcile. De cât am râs. Mai puteți, iubirile mele? Mai puteți? Da, iubirea mea. Mai puteți, da? Bravo, iubirea mea. Vezi că, uite, eu mai las geamul deschis, iubirea mea.
ce ai făcut? Dar de ce faci așa? A? De ce faci așa, iubi? În ce localitate sunteți? Acolo locuiești tu, Bote? Dacă se mărită fetele, ce faci la Luca? Ia uite ce ai făcut. Dar nu închide aia ca să punem aia la uscat. Doar cu amândouă nebune, dă-și mie una, nu fi pe la... Au casa lor, domn și ele o seară și gata. Le țin numai cocoșate. Claudia zicea că ea face curat. Ioi, Doamne, mămăruță. Claudia zice că ea face curat când vine aici? Da. Nu vrei să-și ce praf era aici, nu? De când nu s-a mai mutat. Ce ai de spus, Claudia, în aparata ta? Păi eu nu dorm acolo, eu fac curățenie unde stau. Cum adică fă nu dormi? Ce, dorm acolo? Nu, voi auzi, Rauca, că chiar nu dorme aici. Nu pot, iubi, să scot, că nu pot să țin telefonul să scot ăla. Ai înțeles? N-am cum. Auzi, uite, tu pe TikTok am făcut duet cu tine, Răzvan, te... Mânușie. Hă? Mânușie. Ce mănuși? Mâini. Facul. Fă, tu nu faci... Eu sunt bolnavă, am frezoane. Eu sunt bolnavă, maica, am frezoane. Acum trebuie să le duci să-și facă părul și unghiile. Nu, iubi. Păi tu le-ai pus, eu știu unde le-ai pus tu. Ia vezi pe acolo prin sertare. Că tu le-ai pus, nu le-am pus eu. Nu-i corect ca Petre să fac curățenie și tu să stai. Mor. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Bravo, iubirea mea, ce curățenie. Să le urmăriți pe fete pe Instagram. O găsiți pe Raluca Dumitru. Raluca, bară jos. E verificată pagina. Să le urmăriți. Hai că scriu aici. Stai că scriu, urmăriți-le pe Instagram. Raluca Dumitru. Și cum are asta? Claus Stoica? Da, iată-te aici. Iubi, ai Claus Stoica, bară jos? Clau, bară jos, Stoica. Bun, fă, gata, firea tale, dracu, să fiți, fă. Gata, să le urmăriți pe Instagram, dragă, că merită, că sunt gospodine fetele. Uite ce gospodine sunt. Da, iubi, acum pune alea și pe aceea pui următoarea mașină de spălat, da, iubirea mea? Da. Cred că s-a apucat toată țara de curățenie când v-au văzut pe voi. Mor! După o să intri la cheltuiel, Bote, unghii, păr, haine, pedicură, toți s-au stricat. Să le urmăriți pe fete pe Instagram, v-am pus ID-urile lor aici. Să-l urmăriți și pe Răzvan Botezatul, că și el a făcut curățenie astăzi, da? Să-i dați follow, să-i dați follow pe Instagram lui celui mai gospodin dintre gospodine. Ca să fie treaba. M-am îndrăgostit de ele, nu știu ce te face acum, Bote. Raluca, ia-l cu aspirator, umor. Așa, deci noi dacă am face un reality show, bravo, iubire. Nu ți-e silă? Eu nu-l folosesc? Bravo, iubirea mea. Mai a plecat, ai iubi? Dar ce faci, mă vinzi? Mor, ce că mă vinzi? A slăbit foarte rău Raluca. Păi puteți să-i scrieți pe Instagram, o găsiți, uite, v-am pus acolo ID-urile deja, Raluca, liniuță jos, Dumitru, cu bifa aia verificată și o întrebați pe Raluca cum a slăbit, care o rețetă bombă. Chiar a slăbit. Ia ridică, iubi, puțin tricou să vadă lumea. Deci uitați și voi cât a putut să slăbească Raluca. Ia uitați. Îi scrieți pe Instagram. Stai că vreau să șterg praful. Da, șterge și praful. Claudia face curățenie în continuare în bucătărie. Este alertă maximă în casă. Și să mă urmăriți și pe mine pe Instagram. Răzvan Botezat într-un cuvânt că eu am dirijat toată atmosfera de aici. Vino Clau la Zimnicea și lasă-i să facă curățenie. Doliina. Doliina. Da? Ce tare, mor! Ce localitate este, Bote? Unde? Ce localitate? La ce te referi? Mai odihnește că poate ești obosit. Hai, Ralucuța, mai poți? Ce faci? Ai făcut pauză? Mm. Ai făcut... Iubi, hai să terminăm mai repede curățenia. Mâncăm după aia. Deci mi-am lăsat treaba să mă uit la voi, mor. Răzvan, fac curat. Toată lumea s-a apucat de curățenie, iubi, odată cu voi. Ce, iubi, zi? Ce nu-ți convine? Deci să mă urmăriți pe Instagram, Răzvan Botezatu, că am fost dirijorul curățeniei, pentru că acolo le mai postez pe fete și să le urmăriți pe fete pe Instagram, că merită. Raluca, bară jos, Dumitru. Nu pot să mă duc, iubi, la magazin, că e cald afară, iubi, mie vrei să le șin până acolo? Și Clau, bară jos, Stoica, uite, v-am lăsat aici ID-urile lor să le urmăriți pe Instagram, că merită fetele.
Cât are de când s-a operat la Luca la sân? Pe din ianuarie, pe 30 ianuarie m-am operat. Nu mai cal să mă uit la voi, frate, dar filmez orice, filmează și când telefonul cu ele. N-am înțeles. Băi, Răzvane, dar citește ce scriu, ce a pățit Raluca. Ce să pățească? Ce-am pățit? Băi, mor, nu mai cal rufele. Ce șmecher e, bote, șmecher. De ce să fiu șmecher? Să le urmăriți pe fete pe Instagram, pentru că merită. Ai pus iubiți cealaltă mașină la spălat? N-ai pus-o? Iubi, cum se pune mașina? Că nici eu nu știu. Știi să pui? Da. Ce știi? Raluca nici nu pot să mănânce. A venit Claudia. Fii sincer, faci dragoste cu ele. Cum să fac dragoste cu ele? Doamne ferește. Aveți curul frumoase. Zice unul. Aveți curul frumoase. Asta nu sunt atât frumoase. Nu, iubi, nu. Trebuie ce trebuie. Detergent. Toată lumea face treabă, numai tu nu te ia cu frezoane de la căldură. Vă pup de la Stuttgart. Mor, să le urmăriți pe Instagram pe fete, că merită, mă merită, să le dați follow. Raluca, barajos Dumitru și Clau, barajos Stoica. Că merită, uite ce fete harnice, uite aici la Raluca Dumitru, deci n-ai cum așa ceva. Doamne, și chiar mă întreba mama ta, te ajută Răzvan, Raluca, când vine la tine, face și ea curățenie, așa mă întreabă mama ta. Și te ajut eu sau Claudia? Iubi, tu mă ajuți, stați să nu mă spăli Claudia, că ea n-aude acum, da? Bagă mașina la spălat, nu? Bagă mașina la spălat. Dar mașina iară la giți? E, ce-i? Ce iubirea mea? Ce iubirea mea? Mamă, e cea mai mare boală pe eu, am pe tine. Dar vede, abia aștept să facem live singur, să vezi ce-i fac. Nu că te trezești cu asta la om, să vezi că face 5 minute până aici. Haideți să luăm și noi o pauză până vă duceți voi pe Instagram să le urmăriți pe fete și să mă urmăriți pe mine pe Instagram, bineînțeles, Răzvan Botezat într-un cuvânt, mănânc puțin pe mine, fac puțină pauză. Iubi, doar nu o să fie tricou ăla. Crezi tu că e tricou meu? Și l-a pus pe frigider, așa se pun tricouurile, nu? Pe frigider, l-a pus pe frigider. De ce le-o fac? Am șinecat. Păi nu, dar nu te... Aici ești ca să bag aspiratorul. Gata, mă dau mai așa? Da. Când mai am aici, să bag. Atât și să-ți trebuie în cameră. Bravo. Puteți saluta familia Iarlocova. La tine acasă fac fetele curățenie, le aștept în Anglia, mi-au și o concediu 24 de ore. Fă zi frumoasă, vă pup! Păi de ce nu le-ai băgat fă la spălat? Șervețelul la putere, mimoze, de când te știu mănânci, mor! Să le urmăriți pe fete pe Instagram, că merită, Raluca Barajos, Barajos Dumitru și Clau Barajos Stoica. Și pe răz v-am botezat într-un cuvânt, că și eu am muncit astăzi și sunt leșinat. Nu de fost să mă șterg cu ăla pe picioare, că e împuțit ești. La ce, iubirea mea? La ce să te uiți? La ce să faci? Păi ia un laptop de sală. Bravo, iubirea mea! Doamne, cât am muncit astăzi! Deci cât am putut să muncesc astăzi, n-ai cum așa ceva. Zi tu, Claudia. Răzvan, nu ai mai mâncat de mult, de 5 minute. Bote, mâncăm pepene în același timp, super fai, chiar m-am auzat cu voi, sunteți comici, mor. Termină la baie și apucă-te în bucătărie, infectezi tot. Păi nu, a făcut mai întâi bucătăria și apoi baia. La sfârșit a făcut baia. La sfârșit. Normal că la sfârșit. Vă pup, nebunaticilor, îmi place curul Claudiei, mor. Și că îmi place curul Claudiei, fă. Păi mă, ia, filmezi, vină ca și tu din față. Lasă, fă, ce-i frumos, lui Dumnezeu îi place. Să ne saluți. Dacă o vede Budeanu. Bă, te-ai necat că te înjură ele, clar. Îți dai seama că nu mai pot. Vai, iubirea mea, ce curățenie ați făcut. Bravo, iubirea mea. Bravo, Raluca. Doamne, vezi, Raluca, trebuia să vii tu, iubi, că altfel nu știu ce mă făceam cu Claudia. Nu reușeam, iubi, cu Claudia. Mobila e lipsă de câini cu șervețele. Dă-i una la cur. Cum adică e lipsă? Unde e tricoul meu, fă? E pe drum. E pe drum tricoul tău. Vine, vine. E bine, bine, e foarte bine. E bine, bine, e foarte bine. Bine, bine, să le urmăriți pe fete pe Instagram. Raluca Barajos, Barajos Dumitru și Clau Barajos Stoica. Pentru că merită, gospodinele, gospodinelor. Să le urmăriți acolo pe Instagram, pe fete. Și să mă urmăriți și pe mine, pe Răzvan Botezat, într-un cuvânt pe Instagram. Și după aia, mie îmi dați follow prima oară și pe aceea dați la ele. Mor! Bravo! Hai, Clau, că nu dai deloc bine cu aspiratorul. Hai, intrăm pe ultima 100 de metri. Doamnelor și domnilor, terminăm curățenia de vară cu Claudia Stoica și la Luca Dumitru. Care dintre voi folosește produse Herbalife? Eu! Și eu! E, da, și tu? De top. Ăla cu aloe vera, da. Puteți să intrați pe programe de slăbit.com.
slabit.ro. A? Programe pentru slabit.ro. Bravo, băi, dar ce frumos miroase în toată casa, iubirea mea. Doamne. Bravo, iubirea. Era să mă... Tu nu poți să... Puțin talent la curățenie. Bine, Claudia, hai, mai ai puțin, mai ai două piese și termin bine. La Luca spală pe jos, ultima 100 de metri. Și am terminat curățenia și ne punem și noi, să stăm și noi liniștiți. Eu fac cafeaua, iubirea mea, da? Fac o cafea? Eu nu am zis când, dar Raluca a zis, iubi, n-am zis eu. Iartă-mă. Iartă-mă, iubire. O să vă alunge lumea din blog la ce gălăgie face, smor. Ia și tu, Răzvan, și ajută fetele la ordine. Nu le mai ajut deloc, gata. Acolo, iubi, unde l-a pus Claudia? Acolo este tot. Trebuie să ducem gunoiul, nu? Dar nu e foarte plin, poți să-l mai lași acolo, iubi, că nu mă duc acum, că e foarte cald. Lasă-l așa înăuntru, acolo, că mai am o daia de gunoi, acolo, sub chiuvetă. Da, dați follow la fete, Raluca, bară jos, Dumitru, ea are pătrățelul albastru, contul verificat și, bineînțeles, să-i dați follow pe Instagram și Claudia, bară jos, Stoica, merită, fetele au terminat, bravo, iubirile mele, sunteți deosebite, vă mulțumesc foarte mult. Dragii mei, am făcut curățenie în casă, am obosit, acum mă duc să mă odihnesc, că am muncit de nu mai pot, deci m-au tăiat toate transpirațiile. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, mă găsiți acolo, Răzvan Botezat, o să ne mai filmez pe astea când se mai ceartă, când sunt ce, mă găsiți acolo pe story. Vă pupăm! Pupă! Pupă și tu, Raluca! Pupă.